Iată, revenim din nou cu albinuțele și ceea ce este interesant e că anul ăsta mă aflu într-o situație în care 95% din totalul de rame este plină cu puie. Aici am o situație, nu știu cum este la ora actuală, nu l-am mai deranjat cam de mult ișor. Cred că am vreo 3 săptămâni că nu l-am deranjat. Acesta, aici sunt două mătcuțe. Una este, adică ambele sunt tinere. Și eu n-am făcut altceva decât să le dau uleiul esențial. Au terminat cu șerbetul și acum să văd care e starea coloniei respective. Am pus din nou psitele și chiar e curios, aici în partea aceasta era o matcă care nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut, m-am supărat pe ea și am zis că o las în pace să văd dacă nu o deranjez ce face. Am strâns-o la momentul respectiv pe ramele respective, câte rame erau și asta basta, l-am lăsat în pace. Acum să văd care e situația aici. Am mai făcut cum stă cu puietul, nu mi-a plăcut cu mouă și l-am lăsat să văd ce se întâmplă cu ea. Bun, să începem cu prima ramă. Asta e prima surpriză, că e plină cu miere. Plină, deci, iată, uitați. E plină. Deci acesta este nederanjat de vreo 3 săptămâni. Și săracul nu mai are loc, vedeți ce s-a întâmplat în 3 săptămâni. Bine, a primit stimulare ca toate celelalte roiuri, a primit șerbet și l-am lăsat să se-și facă de cap. Luăm ramă cu ramă. Iată aici are puiet. E o albină care eclozează acum. Iată și pune imediat miere, deci este într-o situație în care nu mai are spațiu. Aici a depus ouă. Ia să vedem ce a făcut ea timp de 3 săptămâni. Acum trebuie avut grijă ca să nu se blocheze, fiindcă îi mai dăm și noi un pic de stimulare, mai are ceva și pe câmp, atunci se va bloca. Iată și aici. Are puiet larvar. Arată bine. Destul de bine arată acum. Fiindcă acum 3 săptămâni nu-mi place. Acum îmi place cum arată. Și ajung într-o situație în care am zis că nu mai dau foi anul ăsta. Dar m-am trezit cu niște colonii care cer să le dau foi, adică pur și simplu le trebuie foi. Nu mai am ce să obiectez la ele. Eu rame goale nu mai am. Iată, are puiete și face frumos cuibul. Iată, rama arată destul de bine. Dar, cum am zis, a fost lăsată liniștită. Bun. Eu o să-i mai dau o ramă
O să mai dau o ramă la marginea puietului. Și ea va decide ce va face cu ea, eu nu... Eu unde bag în mijloc, eu unde nu. Iată această ramă care îmi place și mai mult, fiindcă se află pe mijloc. Albina este un pufalete, acum tânăr. Și are doar două degete de miere, foarte bine. Are loc. Ia să vedem ce a făcut el mai departe. Că în 3 săptămâni s-a gândit el bine așa ca să facă treaba cum trebuie. Aici văd o ramă albă care a fost dată la cea dată. Teoretic trebuie să aibă puiet, fiindcă la cea ramă am dat de mijloc. Așa este, am dat de mijloc, a fost cu cea mai puțină miere și acum începe din nou să fie mai multă miere și puiet mai puțin. Deci își face cuibul așa cum trebuie. Să vedem dacă nu cumva a luat până în margine și această matcă. Deci putem să o lăsăm și în pace fără să le deranjăm, numai la un moment dat tot trebuie să le deranjez. Iată penultima ramă. Iată ce frumos stă albina aici. Puiet, depus ouă. Dacă aceasta este penultima și are puiet pe ea, adică n-ar fi mare lucru să fie și pe ultima acum. La cum stă albina pe ramă, nu e ceva deosebit. Ceva deosebit este că nu-mi plăcea de ea. Am zis că este o orabla de matcă. Să vedem. Aceasta este o ramă mai goală. Și dacă o luat și pe aceasta, atunci acolo în margine dau o ramă albă, atâta mai am la dispoziție. Aici e mâncare. E mâncare. Foarte bine. Atunci dăm penultima ramă, cea albă. Să vedem ce face ea cu ea. Facă ce dorește. Așa. Ca să-i lăsăm loc albinei unde să steacă. Încet, încet, nu mai încap în lăs. Ia să... Era bună o foaie aici, dar acum nu avem. Săptămâna viitoare, probabil. Am adus o ramă din asta, are mâncare pe ea și asta este, să facă ce dorește dânsa. Da. Dacă vrea să ouă, dacă vrea să o umple cu ce vrea, nu contează că nu mai încape rană, mai încape? Nu mai. De acum așa rămâne, că o dapă din afară, treaba-i.
singurul lucru ce s-ar mai putea face e să fie mutat în alt stup. Gata. Na, cu dânsa am terminat. Să vedem ce face sora ei. Sora ei și sora ei, tot așa, o a foarte bine la momentul respectiv. Am reușit să o extind o ramă, dar acum nu mai avem rame. Doar vedem dacă ce i-a plăcut. A fost bine extinderea aceasta sau nu? Am trecut o ramă după diafragma aici. Mare surpriză cu rama asta de după diafragmă, că diafragma aceasta la stupii de acest model funcționează ca un cap. De ce se întâmplă? Ia să vă arăt ce se întâmplă. Asta se întâmplă. Are acele rame pline cum e. 4 kg aici. Dar este ramă pentru iernă. Bun, deci altceva n-am ce să-i mai fac nici ăsta. Ia să scot rama de aici să văd cum stă cu puietul. Dacă are loc, dacă nu, venim cu o foaie peste câteva zile ca să-i dăm. Aici mai de voie, mai de nevoie, o ați și în această foaie. Foarte bine, a construit, a oat. Și ce să-i mai fac? N-avem ce să-i mai fac. Asta este. Mai arunc o privire pe o ramă. Mai aruncăm o privire pe această câteva rame, 2-3, să vedem care e situația. Asta la momentul respectiv mi se părea o matcă bună, acum nu mi se mai pare o matcă bună. Da, mă duc un pic mai înainte să văd dacă e bună sau nu. Pare ciudat când vezi o ramă cu o căpăcită de sus până râși, să zici că nu-i matca bună, dar matca bună e în funcție de cum o ouă. Să vedem. A eclozat aici, așa cum a depus. Să spunem că e bine. Dacă mai ridică și o foaie, o să fie și mai bine. Aici nu putem apropia aceste două rame, fiindcă nu-i de pe drumul lui. Are alt culoar construit. Dacă le apropiem, facem ravagi. Da? Eclozează albina. Cred că a făcut matca o pauză până a eclozat aceste albine, că nu mai avea loc. Acum a început să blocheze, deci o să aducem o foaie.
Cam atât am avut de arătat, ia să o arătăm și pe penultima. Mâncare suficientă, putem să ne pregătim de iarnă, cu toate că suntem în mijlocul verii. Da, asta căutam, o ramă din asta căutam eu, să văd dacă e ceva de cap cu ei. Este și consanguinizarea este de 20% la această matcă, așa o estimez eu. Bun. Până la următorul film, numai bine, să fiți sănătoși!